Bună ziua, dragii mei învățăcei! Bun venit la o nouă lecție de matematică! Pentru a afla numărul și cifra pe care o vom învăța astăzi, va trebui să ghiciți următoarele ghicitori poezii. Sunteți atenți? Socotește binișor! Dacă mințu mițișor ar bea 6 câini cu lapte și încă una ar bea 7. Cât de repede ați găsit răspunsul! Fiți atenți! Următoarea ghicitoare. Un rățoi e sub copac. 6 rațe sunt pe lac. De le numărăm pe toate, câte sunt? Corect, sunt 7. Minunat, ați răspuns corect și de această dată. Deci, 6 și încă 1 face 7. Sau 1 și încă 6 face tot 7. Deci, astăzi, în cadrul lecției de matematică, vom învăța numărul și cifra 7. Cu ce se aseamnă cifra 7, copii? 7 parcă ar fi o coasă. Nu vă temeți, nu-i tăioasă. Are coadă lungă să-i ajungă. Nu-i așa, copii, că seamănă cu o coasă? Așa este. Haideți împreună să vedem ce am auzit sau ce știm deja despre cifra 7. Ce poate fi doar 7? 7 note muzicale, deci sunt 7 note muzicale, dar câte minunății pot face compozitorii cu aceste 7 note muzicale? 7 pitici sunt prietenii albei ca zăpada, povestea mult îndrăgită de voi. 7 culori alăturate, minunate toate, ca un brâu vrăjit, peste cer el s-a ivit. Ce este? Curcubeul. Haideți să ne amintim culorile curcubeului. Care sunt culorile curcubeului? Cele 7 culori frumoase. Roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și mov. Minunat! Uite că v-ați amintit și culorile curcubeului. Ce observați aici, dragii mei? O locomotivă urmată de 7 vagoane, 7 zile ale săptămânii. Haideți să ne le amintim împreună. Luni e prima în săptămână, marți a doua ste să vină, miercuri e a treia zi, joia patra va veni, vinere deja pe drum, sâmbătă vine acum, duminica a sosit, săptămâna s-a sfârșit. 7 zile are săptămâna. 7 pete negre toate are buburuza în spate. Copii, ați numărat vreodată bulinuțele negre de pe buburuză? Să știți că sunt 7. Ce poate fi încă 7? Evident că majoritatea dintre voi, dragii mei învățăcei din clasa 1, aveți câte 7 anișori. Minunat! Observați pe riglă toate numerele învățate până acum. Unde se află numărul 7? După numărul 6. Care sunt vecinii numărului 6? Vecinii numărului 6 sunt 5 și 7. Ce număr are vecinii 2 și 4? Numărul 3 are vecinii 2 și 4. Așa este, copii. Care numere au unul dintre vecinii numărul 2? Așa, numărul 1 și numărul 3 îl au ca vecin pe numărul 2. Minunat, dragii mei! Ia priviți! Ce avem aici? Niște pinguini. Le-ați numărat? Hai să-i numărăm împreună. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sunt 6 pinguini. Bravo! Să aranjăm jos tot atâția delfini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 delfini și încă unul. Câți sunt acum? 7! Sunt 7 delfini. Ia spuneți-mi, dragii mei, cine sunt mai mulți? Delfinii sau pinguinii? Așa este, delfinii sunt mai mulți. Deci 7 este mai mare decât 6. Cu câți delfini sunt mai mulți decât pinguini? Cu un delfin. Deci 7 este mai mare decât 6 cu 1 și, respectiv, 6 este mai mic decât 7 cu 1. Minunat! Vai, mai avem aici niște oaspeți. S-au aranjat frumos într-un șir și stau cu minciori ca voi să-i priviți. Ia să vedem cine a venit la voi în ospeție.
un mieluț, un fluturaș, o albină, un iepure, o buburuză, un elefant și o cățelușă. Câți sunt? I-ați numărat? Corect, dragii mei, sunt 7 animăluțe. Copii, priviți atent la șirul animăluțelor și spuneți-mi, a câta din stânga este buburuza? Numărați atent, a câta din stânga este buburuza? Așa, buburuza este a 5-a din stânga. Albina, a câta din stânga este? Albina este a 3-a din stânga. Dar cățelușa, a câta este în șirul acesta de animăluțe? Dacă numărăm din stânga spre dreapta, este a 7-a. Dar dacă numărăm de la dreapta spre stânga, este chiar prima, așa-i copii? Pe ce loc din stânga este mielul? Așa, mielul este primul din stânga. Copii, uitați-vă atent la toate aceste numere și spuneți-mi, ce număr lipsește între 3 și 5? Uitați-vă atent, între 3 și 5 este numărul 4. Bravo! Ce număr vom scrie înainte de 3? Așa, înainte de 3 vom scrie numărul 2. Ce număr stă după 5? Așa este, copii, după 5 stă numărul 6. Dar ce număr stă după 6? 7, numărul nostru de astăzi, numărul 7. Minunat, uitați-vă, împreună am descoperit că în șirul numerelor naturale, locul numărului 7 este după numărul 6. Bravo! Dragii mei, haideți să descoperim împreună cum poate fi compus și descompus numărul 7. Numerați și observați. Avem 6 veverițe și încă una, în total sunt 7. Deci numărul 7 poate fi descompus în 6 și 1 sau în 1 și 6. Minunat, mergem mai departe. Ia priviți, câți aricei avem noi aici în partea stângă? În partea stângă avem 5 aricei, dar în partea dreaptă câți aricei avem? Avem 2 aricei, deci numărul 7 mai poate fi descompus și în 5 și 2 sau 2 și 5. Bravo! Ia priviți după ploiță câte ciupercuțe au ieșit în partea stângă. 4 ciupercuțe avem în partea stângă, dar în partea dreaptă câte ciupercuțe iese după ploaie? 3 ciupercuțe, deci 7 mai poate fi descompus în 4 și 3. Bravo! Ia să vedem, acum fără obiecte, fără jucării și fără desene, vă descurcați? 7 poate fi format din 6 și 1. Corect! 7 mai poate fi format din 5 și 2. Minunat! 7 mai poate fi compus din 3 și 4. Bravo! Așa, ce observăm mai jos? Că 7 poate fi descompus și în 3 numere mai mici, nu doar în 2. Deci 7 poate fi descompus în 5, 1 și încă 1. Minunat! 7 poate fi descompus în 3, 2 și încă 2. Bravo! Să încercăm împreună să alcătuim o povestioară după imaginile propuse. Ce vedem în prima imagine? Un coș cu ciuperci. Câte ciuperci sunt în coș? Sunt 6 ciuperci. Așa. Ce face Rița Veverița? A venit să mai aducă o ciupercă. Deci, erau 6 ciuperci, a venit Rița și a mai pus o ciupercă în coș. Câte sunt acum în coș ciuperci? Sunt 7 ciuperci, pentru că 6 și încă 1 face 7. Bravo! Urmărim următoarele imagini. Observăm următoarele 3 imagini, de la stânga spre dreapta, câte mere sunt pe buturuga din stânga. Să le numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pe buturugă sunt 7 mere.
Ce face aricica? A venit și a luat un măr să-l mănânce, că îi plac foarte mult merele. Deci, erau 7 mere, a venit aricica și a luat un măr. Câte mere au rămas pe buturugă? 6, copii, pentru că 7 fără 1 face 6. Minunat! A venit momentul, dragii mei, să vă pregătiți caietul și pixul, pentru că vom învăța să scriem cifra 7. Așezați-vă la masă respectând poziția corectă a corpului, pregătiți mâna pentru scris, priviți la ecran și observați cum se scrie cifra 7. Începem întâi din stânga sus cu o linie curbă orizontală și apoi continuăm cu o linie oblică în jos spre stânga până la linioara de jos a pătrățelului. După îi punem liniuța scurtă la mijloc. Încercăm mai întâi în aer, da, pe masă, pe podul palmei și apoi scriem 2 rânduri de cifra 7 pe caițelele voastre. Dragii mei, sunt mândră de voi, imaginându-mi câtă străduință ați depus ca să scrieți caligrafic cifra 7. Și pentru că am fost harnici și isteți, am reușit foarte mult azi la lecția de matematică. Am descoperit numărul 7, am văzut ce poate fi doar 7, am văzut cum se scrie numărul 7, cum se descompune și cum se compune numărul 7. Vă propun în timpul liber să exersați scrierea cifrei 7 și să compuneți și descompuneți numărul 7 și în alte modalități decât cele pe care le-am făcut noi astăzi la lecție. Vă urez succes! Pe curând!